How many of you have ever seen that picture before? Câți dintre voi ați mai văzut imaginea asta înainte? Yeah, the evolutionists want us to believe that we evolved from some ape-like creature over millions of years. Deci evoluționiștii vor ca noi să credem că am evoluat din ceva animal care semăna cu o maimuță și am evoluat în timp de milioane de ani. And they're doing a very good job. Și fac treaba asta foarte bine. A survey last year in the United States revealed that 50% of Americans believe that. Un sondaj de anul trecut din America ne-a arătat că jumătate din populație crede asta. And many of them are Christians who believe that. Și mulți dintre ei sunt creștini dintre cei care cred asta. Now the evolutionary theory of man is just part of the evolution theory for all of living creatures. Teoria evoluției omului este doar o parte din teoria evoluției tuturor creaturilor, tuturor ființelor vii. So evolutionists believe that all of the plants and animals and man are descended from a common ancestor. Deci evoluționiștii cred că toate animalele, plantele și omul se trag dintr-un singur strămoș comun. In contrast is the creation forest of life. În contrast este pădurea creaționistă a vieții. That God created different kinds of plants and animals. Că Dumnezeu a creat diferite familii de plante și animale. And he created man distinct from și a creat omul în mod distinct de animale. And he built into their genetic code the ability to produce variety within their kind. Și a implantat în codul lor genetic capacitatea de a crea variații în interiorul felului lor, a familiei lor. But not to change from one kind into a different kind. Dar nu să treacă de la o familie la alta. So in the evolutionary view, the orangutan, chimp, gorilla and man. Deci, în viziunea evoluționistă, orangutanul, cimpanzeul și omul, as well as Neanderthal, Cro-Magnon, Homo erectus, Homo ergaster, la fel ca și omul de Neanderthal, de Cro-Magnon, Homo erectus și mai departe, they're all descended from an ape-like creature. Toți acestea se trag dintr-o primată, dintr-o creatură asemănătoare cu maimuța. Creationists who have studied this think that probably the orangutan is a separate kind of ape. Creaționiștii care au studiat acest arbore consideră că probabil că orangutanul este probabil un alt fel, o altă familie de maimuțe. Chimps and gorillas may be descended from a common ancestor. Cimpanzei și gorilele posibil să se fi tras dintr-un strămoș comun. Australopithecines may be a different kind of ape. Australopithecul probabil că e un alt tip de primată. And then mankind would include Neanderthal, Homo ergaster, Homo erectus. Și omul ar include Neandertalul, Homo ergaster sau Homo erectus. Now, we all have the same fossils, the same DNA, the same living creatures to study. Toți avem aceleași fosile, aceleași ADN și aceleași ființe vii pe care să le studiem. But evolution starts with the assumption that everything can be explained by time and chance and the laws of nature. Dar evoluția pornește de la ipoteza că totul poate fi explicat prin timp, șansă și legile naturii. Creationists don't believe that. Creaționiștii nu cred asta. We believe that the Bible is the eyewitness testimony of the Creator. Noi credem că Biblia este o mărturie a unui martor ocular care a fost acolo la creație. And he tells us how he created things. Și el ne spune cum a creat lucrurile. So we want to look at which view fits reality. Și noi vrem să vedem care dintre aceste viziuni se potrivește cel mai bine cu realitatea. And I want to begin by showing you what the evolutionists say. Și vreau să încep prin a vă arăta ce spun evoluționiștii. And then we'll look at what the Bible says. Și apoi ne vom uita la ce spune Biblia. Now one of the key creatures on the evolution tree to man are the Australopithecines. Una dintre ființele cheie pe scara evolutivă către om este Australopithecul. Australo means southern, Pithecus means ape. Australo înseamnă din sud și Pithecus înseamnă primară. And much of the evidence for Australopithecus has come from East Africa. Și cea mai mare parte din dovezile legate de Australopithec vin din estul Africii. Particularly Kenya, Tanzania and Ethiopia. În mod special din Kenya, Tanzania și Etiopia. And the most famous Australopithecine is Lucy.
Și cel mai faimos australopitec este Lucy. How many of you have heard of Lucy? Câți dintre voi ați auzit de Lucy? Yeah, Lucy is more well known than Eve. Deci Lucy este mult mai cunoscută decât Eva. Donald Johanson, an American anthropologist. Donald Johanson, un antropologist american. He and his team found the bones of Lucy. El și echipa lui au găsit oasele lui Lucy. They found about 25% of the skeleton. Au găsit aproximativ 25% dintr-un schelet. But they were major bones. Dar au fost oase majore. And because of the symmetry of the body. Și din cauza simetriei trupului. They could reconstruct about 75%. Au putut reconstrui aproximativ 75%. Well, since then, scientists have found other Australopithecine fossils. De atunci oamenii de știință au găsit mai multe fosile de australopitec. We now have hands and feet bones. Acum avem mâini și picioare, oase din mâini și picioare. Now this is how Lucy is pictured in the Natural History Museum in London. Cam așa este reprezentată Lucy în Muzeul de Istorie Naturală din Londra. And I want you to notice she has human hands, human feet, upright posture. Vreau să observați că are mâini umane, picioare umane și o postură erectă. But an ape-like face. Dar o față de maimuță. There are even evolutionists who would say. Sunt chiar și evoluționiști care ar spune, along with creationists, împreună cu creaționiști, that that is a serious misrepresentation of the fossil evidence. Că asta este o reprezentare greșită, serioasă a dovezilor fosilelor. And that Lucy and her kind actually walked on all fours. Și că Lucy și cei din familia ei umblau de fapt pe toate patru picioarele. Like a chimpanzee. Pe toate patru membrele, ca și un chimpanzeu. Well, that's Lucy in London. Asta este Lucy în Londra. But now I want to show you Lucy in the St. Louis Zoo. Dar acum vreau să vă arăt pe Lucy în grădina zoologică din St. Louis. And there's Lucy in St. Louis. Și aici este Lucy în St. Louis. Now she has a little more hair. Are un pic mai mult păr. But she still has human hands, human feet. Dar tot are mâini și picioare umane și o postură dreaptă în picioare. And look at that face. Uitați-vă la acea față. Do you know what she's thinking? Știți la ce se gândește? She's thinking. Se gândește. Did I put out the fire in the cave before I left? Oare am stins focul în peșteră înainte să plec? Now look at the eyes. Uitați-vă la ochi. Do you see the whites of the eyes? Vedeți albul ochilor? The eyes are not preserved in the fossil record. Ochii n-au fost păstrați în colecția de fosile. That's imagination. Asta este imaginație. Real apes have almost completely black or dark brown eyes. Adevăratele primate au ochii complet negri sau maro. By putting human eyes in it, it makes it look more human-like. Punând niște ochi mai umani în această reprezentare, face să pară mai umană. Well, that's Lucy in London and Lucy in St. Louis. Asta este Lucy în Londra și în St. Louis. But the Chicago Field Museum also has a Lucy. Dar și în Chicago există o Lucy. Now she's a little more muscular. E un pic mai musculoasă. But she still has human hands and human feet and upright posture. Dar tot are mâini umane și picioare umane și o poziție dreaptă. But she has heavier eyebrow ridges. Dar are fruntea un pic mai dură. And then that's Lucy in a BBC television program. Și asta este Lucy într-un program televizat de la BBC. So it's just any way they want to draw her. Deci e pur și simplu cum vor ei să o deseneze. In 1981, Richard Leakey is the director of the Kenya National Museums. Richard Leakey este directorul Muzeului de Științe Naturale din Kenya. A very famous evolutionist and an atheist. Este un evoluționist și ateu foarte faimos. In 1981 he wrote the book The Making of Mankind. Și în 1981 a scris o carte numită Facerea omului. To explain to the general public how man came into existence. Ca să explice publicului general cum a apărut omul. And in that book he said this. Și în acea carte a spus următorul lucru. Putem spune acum că australopitecii în mod cert au avut un mers biped. So is there any doubt in his mind about this? Deci există vreun fel de îndoială în mintea lui legat de acest fapt? No, they nu. Definitely walked upright. În mod clar au umblat în picioare. But in 1982, dar în 1982, he was speaking in London at a famous science institute. El a ținut o prezentare în Londra la un institut de științe foarte faimos. And a reporter from the New Scientist magazine went to the lecture. Și un reporter de la revista New Scientist a fost acolo. The New Scientist is a weekly science magazine that summarizes the technical literature
for the public. Și New Scientist este o revistă săptămânală care trece în revistă descoperirile științifice pentru publicul larg. And the reporter tells us this. Și reporterul ne spune următorul lucru. Și Leakey subliniază că paleontologii nu știu dacă australopitecul a mers biped. Nimeni nu a descoperit încă un schelet cu tot cu craniu care să certifice teoria, spune el. Now that's interesting. Asta e interesant. I wonder how many people who read Richard Leakey's book. Mă gândesc oare câți oameni dintre cei care au citit cartea lui Richard Leakey were at this lecture. Au fost prezenți la această prezentare. To hear that. Ca să audă. The article goes on to quote Leakey. Articolul continuă și îl citează pe Leakey. Înclin să cred că numai puțin de un an în urmă am făcut aceste declarații. Așa a spus Richard Leakey în fața unei audiențe foarte importante într-un discurs în cadrul Institutului Regal vinerea trecută. El a recunoscut că înțelepciunea convențională pe care a expus-o recent în seria televizată de la BBC, Apariția omului, s-a înșelat probabil în câteva aspecte cruciale. Now you see, the BBC realized not enough people read his book. Acum vedeți, BBC a realizat că nu suficienți oameni au citit cartea lui Leakey. And so they said, we need to do a documentary so more people will know what's in that book. Și atunci s-au decis să facă un documentar ca mai mulți oameni să știe ce scrie în acea carte. But now we learn that he was wrong in a number of crucial areas. Dar acum ne dăm seama că de fapt el a greșit într-o serie de zone cruciale. Not little insignificant points. Și nu în niște domenii mici și nesemnificative. It continues. El continuă. În mod special, el consideră că cel mai vechi strămoș al omului ca fiind considerabil mai tânăr decât cei 15-20 de milioane de ani pe care i-a declarat pentru o televiziune. Leakey spune că etalonul după care paleontologii clasifică fosilele de maimuțe și de oameni este unul înșelător și că lui ar plăcea să vadă o formă de clasificare cu totul nouă. Well, that was 1982. E bine, asta a fost în 1982. In 1986, an article appeared in Discover magazine in the United States. În 1986 a apărut un articol în Discovery magazine în Statele Unite. And they were summarizing all the fossil evidence for Australopithecus up to that point. Și făcea o trecere în revistă tuturor dovezilor legate de Australopithec până în acel moment. And the article began this way. Și articolul începe așa. Un craniu extraordinar de 2,5 milioane de ani vechime descoperit în Kenya a răsturnat tot ce se știa înainte cu privire la evoluția timpurie a omului. Nu mai putem ști cine a evoluat din cine, probabil că nici cum sau când am devenit ființe. Now, if I had a dollar for every time I have read in the scientific literature, dacă aș avea un dolar pentru fiecare ocazie când am citit în literatura științifică, that some discovery has overturned all their previous thinking on some aspect of evolution. Că o descoperire nouă a răsturnat tot ceea ce credeau ei înainte despre un anume aspect al evoluției. I would be a very wealthy man. Aș fi un om foarte bogat. Because these kinds of statements appear regularly in the scientific literature. Pentru că genul acesta de lor de poziție apar în mod regulat în literatura științifică. I've been collecting them for many years. Și le-am adunat timp de mulți ani. But notice, they found this skull now. Dar fiți atenți, au găsit acest craniu acum. And they don't know who gave rise to whom, when or how we came into being. Și nu mai știu cine a evoluat din cine, când și cum am apărut noi, oamenii. So, before this discovery, this is a chart from Donald Johanson who found Lucy. Deci, înainte de această descoperire, acesta este un grafic făcut de Donald Johanson, cel care a găsit-o pe Lucy. And they have some questions before they get to Lucy's kind. Și au niște semne de întrebare chiar înainte să ajungă la perioada de timp a lui Lucy. But then they're very confident that some of her descendants went into extinction. Dar apoi sunt foarte siguri pe sine când spun că o parte din descendenții ei au ajuns să fie extinși. And the rest evolved into man. Unii au ajuns la extincție, alții au evoluat și așa a apărut omul. And they have it all figured out except a question about Neanderthals. Și evident totul este foarte clar în afară de un mic semn de întrebare legat de neandertalieni. But then they found that skull. Dar apoi au găsit acel craniu. And now they don't know who gave rise to whom, when or how. Și acum nu mai știu cine s-a născut din cine, când și cum. Well, that article in Discover magazine concludes this way. Articolul acela din revista Discover trage o concluzie în felul următor.
Concluzia principală este că trebuie să muncim foarte mult în acest domeniu. Este o nouă eră în paleontologie. Lucrurile pe care credeam că le-am înțeles destul de satisfăcător, de fapt, nu le-am înțeles. So notice. Acum fiți atenți. It's not the things that they were doubtful about. Nu e vorba de lucrurile în legătură cu care aveau îndoieli. It's the things they thought they understood reasonably well, they now realize are wrong. Ci chiar lucrurile pe care ei credeau că le-au înțeles destul de bine, acum își dau seama că au greșit. They conclude. Au concluzionat. Nu există o dovadă mai bună pentru timpul, costurile și munca de teren depuse decât acest nou craniu. Precum un cutremur, acest nou craniu a redus argumentele noastre de până acum la o nouă și foarte bună ipoteză. Este un semn sigur de progres științific. Well, it is scientific progress. Da, este progres științific. It's progress when you find out that what you thought was true is false. Este un progres atunci când realizezi că ceea ce ai crezut că este adevărat. That's progress. Este de fapt fals. Este progres. But they're not getting any closer to the truth. Dar nu se apropie cu nimic de adevăr. They're getting more confused as time goes on. De fapt, devin tot mai confuși cum trece timpul. So, Lucy and her kind are not our relatives. Deci Lucy și familia ei nu sunt rudele noastre. What about Neanderthal? Cum rămâne cu neandertalienii? The first Neanderthals were found in 1856 in the Neander Valley in Germany. Primul om de Neandertal a fost găsit în 1957 în Germania. And this is the way they represented him. Și acesta este felul în care a fost reprezentat. He was human-like below the head. A fost ca și un om sub de la cap în jos. And he wasn't wearing very many clothes. Și nu purta multe haine, 1856. Of course, the clothes are not preserved in the fossil record. Evident, hainele nu au fost păstrate în colecția de fosile. So that's pure imagination. Deci asta este pură imaginație. Well, they found more Neanderthal skeletons in various places in Europe, in the Middle East. Au găsit mai multe schelete de neandertalieni în diferite locuri în Europa și în Orientul Mijlociu. And there are now evolutionists who would say. Și acum există evoluționiști care ar spune. That if you dressed up Neanderthal in a coat and tie and a hat. Că dacă ai îmbrăca un om de Neanderthal într-un costum și o cravată și o pălărie. And you put him in the main train station in London or New York or Bucharest. Și l-ai pune într-o stație, într-o gară în Londra, New York sau în București. Nobody would look twice. Nimeni nu s-ar uita mai atent la el. In fact, 20 years ago, Time magazine in America had a story. De fapt, cu 20 de ani în urmă, revista Time a avut o poveste, un articol about the changing faces of Neanderthal. Legat de schimbările de fețe ale omului de Neanderthal. So, here's Neanderthal in 1873. Deci aici este omul de Neanderthal în 1873. He needs a haircut. Are nevoie doar de tunsoare. But otherwise he could be an American Olympic athlete. Dar altfel ar putea să fie un atlet olimpic american. But then in 1909 he's ape-like in the head. Dar mai departe în 1909 este mult mai ca un ca o maimuță. But not wearing any clothes. Dar nu poartă deloc haine. In 1953 he's behaving like some humans behave. În 1953 se comportă așa cum s-ar comporta unii oameni. But ape-like in the head. Dar are capul de maimuță. In 1984, he needs a haircut and a shave. În 1984 are nevoie doar de o tunsoare și să se bărbierească. But he's human. Dar este om. In 1988, he's showing us that he needs to go to the dentist. În 1988 ne arată că are nevoie să meargă la dentist. But he's human. Dar este om. But then CNN has him more ape-like in 2006. Apoi CNN îl prezintă mai mult ca o maimuță în 2006. He has a lot more hair in 2007. Are mult mai mult păr în 2007. And he's perfectly human in 2008. Și este complet uman în 2008. The Neanderthal Museum had a display for many years. Muzeul Neanderthal l-a avut prezentat pentru mulți ani. And they had the 1983 and the 1909 version. Și au avut o versiune de 1983 și din 1909. And one evolutionist made this comment. Și un evoluționist a făcut acest comentariu. De la bestia din secolul XIX la un tip oarecare în costum, neandertalienii s-au adaptat odată cu vremurile.
But the Neanderthal Museum has changed their exhibit recently. Dar recent Muzeul Neanderthal și-a schimbat expoziția. That's Neanderthal today. Și acesta este neandertalianul de astăzi. Now, he's been out in the sun too long. A stat un pic cam mult la soare. And he does have a very big nose. Și are un nas foarte mare. But I've been observing some of you. Dar am observat pe unii dintre voi. Some of you have big noses. Și unii dintre voi aveți nasuri mari. And I've been wondering if you're really fully human. Și m-am gândit dacă ești cu adevărat complet om. No, those are there are people that could look like that today. Deci sunt oameni care ar putea să arate așa în ziua de azi. But Neanderthals were primitive. Dar oamenii de Neandertal au fost primitivi. They had primitive culture, primitive stone tools. Aveau cultură primitivă și unelte de piatră primitive. That proves they weren't fully human. Asta dovedește că nu au fost complet umani. No, it doesn't. Nu, nu dovedește asta. When George Washington was the first president of the United States. Când George Washington a fost primul președinte al Statelor Unite. Living in the presidential palace in Philadelphia. Și trăia în Philadelphia, în palatul prezidențial. With Persian rugs on the floor. Cu covoare persane pe jos. And fine china. Și vase frumoase din dishes. Da, tot felul de vase frumoase. And a toilet in the house. Și o toaletă în casă. Living in the very same country. Trăind în exact aceeași țară. At the very same time. Exact în același timp. Were Native American Indians. Erau americani nativi americani. Living in teepees. Care trăiau în corturi. With no Persian rugs. Fără niciun fel de covoare persane. No fine china. Fără niciun fel de vase. And no toilet in the teepee. Și niciun fel de toaletă în cort. And they were just as human as George Washington. Și erau la fel de oameni ca și George Washington. And we have people today. Și avem oameni astăzi. Then in our arrogance here in Europe and America. Pe care în aroganța noastră aici în Europa și în America. We call them primitive. Îi numim primitivi. Uncivilized. Necivilizați. People like the aborigines of Australia. Ca și aborigenii din Australia. They're different from us. Sunt diferiți de noi. They have a different lifestyle. Au un stil de viață diferit de noi. But they're fully human. Dar sunt complet oameni. And aborigine children go off to Australian universities. Și copiii aborigenilor merg la universități în Australia. And if you dropped me by helicopter into the forest where they live. Și dacă pe mine m-ai lăsat cu elicopterul în mijlocul pădurii unde trăiesc ei. With just the clothes on my back. Cu doar cu niște haine pe spatele meu. I'd probably be dead in 3 days. Probabil că aș muri în 3 zile. I'd eat some poisonous plant. Aș mânca ceva plantă otrăvitoare. I wouldn't know how to make a boomerang or a spear. N-aș ști cum să-mi fac un bumerang sau o lance. And even if I did, I wouldn't know how to catch anything. Sau chiar dacă aș ști cum să fac, n-aș fi în stare să prind nimic. Yes, but the Neanderthals lived in caves. Da, dar oamenii de Neandertal au trăit în peșteri. That proves they weren't fully human. Asta dovedește că nu au fost complet oameni. No, it doesn't. Nu, nu dovedește. In 1947, the Dead Sea Scrolls were found in Israel. Au fost găsite în 1947 pergamente de la Marea Moartă în Israel. Copies of the Hebrew Old Testament and other Jewish writings. Copii ale Vechiului Testament evreiesc și alte scrieri evreiești. That were put in clay pots in those caves. Care au fost puse în niște vase de argilă din acele peșteri. By a group of Jews called the Essenes. De către un grup de evrei numiți Esenieni. Who lived out in the wilderness there just before the time of Jesus and just after Jesus. Care au trăit în sălbăticii acolo chiar înainte de vremurile lui Isus și chiar după Isus. And the Bible speaks about cavemen. Și Biblia vorbește despre oamenii de peșteră. There are no ape men in the Bible. Nu sunt oameni maimuță în Biblie. But Hebrews 11 tells us. Dar Evrei 11 ne spune la versetul 38. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. There are a lot of caves in Israel. Sunt multe peșteri în Israel. Because there's a lot of limestone rock. Pentru că este foarte mult calcar. And Sarah, Jacob and Lazarus were buried in a cave. Și Sara, Iacob și Lazar au fost îngropați într-o peșteră. Just like Neanderthals buried their dead in caves. La fel cum își îngropau și oamenii de Neandertal în peșterile lor morții. And Lot, Elijah and David lived in a cave for a while. Și Lot, Ilie și David au trăit în peșteri pentru o vreme. Why did they live in a cave? Deci au trăit în peșteri. Because the necessities of life required it. Pentru că asta a impus necesitatea vieții din vremea respectivă. They were in danger of dying. Erau în pericol de moarte.
And we have cavemen today. Și avem și oameni care locuiesc în peșteri în ziua de azi. A very famous one died just a few years ago. Unul foarte faimos a murit doar în urmă cu câțiva ani. His name was Osama bin Laden. Numele lui era Osama bin Laden. And why was he living in the caves of Afghanistan? Și de ce trăia el în peșterile din Afganistan? Because the necessities of life required it. Pentru că așa a impus necesitatea vieții lui. Very smart man. Un foarte deștept. The archaeological evidence that Neanderthals were 100% human is overwhelming. Dovezile arheologice care spun că oamenii de Neandertal au fost 100% oameni sunt copleșitoare. They made sophisticated spears, needles and stone tools. Își făceau niște arme foarte sofisticate din piatră și își făceau la fel scule, instrumente din piatră. They used makeup and seashell jewelry. Foloseau machiaj și bijuterii din scoici. They hunted dolphins and seals. Vânau delfini și balene. And humans are the only land creatures that do that. Și oamenii sunt singurele creaturi de uscat care fac asta. They had controlled use of fire. Controlau focul. And there's even evidence that they learned how to make glue. Și există dovezi care arătau că știau cum să facă lipici. They built homes from animal skins. Își construiau case din piei de animale. Now beavers build dams. Evident și castorii construiesc niște baraje. Birds build nests. Păsările construiesc cuiburi. Ants build anthills. Și furnicile construiesc mușuroaie. But animals don't make homes from animal skins. Dar animalele nu își fac case din piei de animale. They made musical instruments. Făceau instrumente muzicale. They cared for their sick and buried their dead. Și își îngrijau bolnavii și îi înmormântau pe cei morți. And they possessed the hyoid bone, which scientists say is almost identical to modern humans. Și posedau acest os lingual care oamenii de știință spun că seamănă cu cel al oamenilor moderni. They had the speech-associated gene FOXP2. Și aveau această genă asociată cu vorbirea FOXP2. And there's evidence that they interbred, they married modern humans. Și există dovezi că se reproduceau împreună cu oamenii moderni. So the Neanderthals are our relatives. Deci, oamenii de Neandertal sunt rudele noastre. And we think that because of where their bones are found. Și credem că din cauza locului în care se găsesc oasele lor. They are people who lived after the flood. Sunt oameni care au trăit după potop. And probably migrated from the Tower of Babel. Și probabil că au migrat de la turnul Babel. Well, let's consider some other missing links. Haideți să luăm în considerare și alte verigi lipsă. Piltdown Man was announced in 1912. Omul din Piltdown a fost anunțat în 1912. And the Illustrated London News had a picture of what he looked like. Și a existat chiar și o poză a lui în Illustrated London News. Based on the only evidence they found. Bazat pe singura dovadă pe care au găsit-o. Which was a piece of jaw, two molar teeth and a piece of skull. Care a fost o bucată de maxilar, doi molari și o bucățică de craniu. And the Geological Society of London confidently announced. Și Societatea Geologică din Londra a anunțat cu încredere. He was a half a million to a million years old. Că avea între jumătate de milion și un milion de ani vechime. And the bones leave no possible doubt. Și oasele găsite ne lasă fără nicio îndoială. That he is related to our ancestors, the apes. Că este înrudit cu strămoșii noștri maimuțele. Well, the bones went into the Natural History Museum in London. Ei bine, oasele au ajuns în Muzeul de Istorie Naturală din Londra. Scientists wanted to see those bones. Oamenii de știință au vrut să vadă acele oase. The museum said we would be happy to show you plaster casts of the bones. Muzeul a spus că vă putem prezenta cu bucurie niște niște copii din gips ale acelor oase. They didn't let anybody look at the actual bones until 1953. Și n-au lăsat pe nimeni să se uite chiar la oasele respective până în 1953. And when those scientists, they were evolutionists, looked at the bones. Și când acei oameni de știință evoluționiști s-au uitat la oase, what they found was a deliberate hoax. Ceea ce au găsit a fost un fals intenționat. The bones had been artificially colored with chemicals to make them look old. Oasele au fost colorate cu niște substanțe chimice pentru a le face să pară vechi. The jawbone was from an orangutan. Și mandibula a fost de la un orangutan. The skull was from a human. They carbon dated it to be 500 to 700 years old. Craniul a fost de la un om pe care l-au datat cu carbon și avea între 700 de ani vechime.
And when they examined the teeth under the microscope, și când au examinat dinții sub microscop, they saw file marks on the teeth. Au văzut urme de pilă pe dinți. They had been filed to make them look more human. Deci au fost piliți ca să pară mai umani. So it was a deliberate hoax. Deci a fost un fals intenționat. And the evidence pointed to some of the leading British scientists and experts at the Natural History Museum. Și dovezile arătau către unul din oamenii de știință de vârf din acea vreme de la Muzeul de Istorie Naturală. Now I have a question. Acum am o întrebare. If human evolution is a fact, dacă evoluția umană este un fapt adevărat, and in 1912 the evolutionists were saying it is a fact, și în 1912 evoluționiștii spuneau că este un fapt, why would some of the leading British scientists create a hoax? De ce unii din oamenii de știință de vârf englezi au creat un fals? To convince the public. Ca să convingă publicul. Why not just give us the solid scientific evidence? De ce să nu ne dea pur și simplu dovezile solide științifice? I'll tell you why. Vă spun de ce. Because human evolution is a hoax. Pentru că evoluția umană este un fals. And sometimes you have to create a hoax. Și uneori trebuie să creezi un fals. To convince people. Ca să convingi oamenii. Well, in 1922, a Nebraska man was announced. În 1922 a fost anunțat omul de Nebraska. And the Illustrated London News had a picture of what the man and his wife were doing. Și Illustrated London News a publicat o imagine despre ce făceau bărbatul și soția lui. When they lost the only piece of evidence that was found. Când au pierdut singura dovadă care a fost găsită. It was a single tooth. A fost un singur dinte. And from that tooth they created the whole scene. Și din acel dinte au creat întreaga imagine. Well, that was announced in the newspaper for the public. Acest lucru a fost anunțat în ziar către public. But by 1927 they had found some more teeth. Dar până în 1927 au găsit mai mulți dinți. And after careful analysis they quietly announced. Și după o analiză atentă au anunțat, dar mai încet. In a technical article using technical scientific names. Într-un articol foarte tehnic folosind termeni tehnici. Oops, we made a mistake. Oops, am făcut o greșeală. That wasn't an ape man. Dar n-a fost de fapt un om maimuță. That was an extinct species of pig. A fost de fapt o specie care a dispărut de porc. So that's the real Nebraska man. Deci acesta este adevăratul om de Nebraska. Then there was this article that appeared in 2000 in National Geographic. Apoi a fost acest articol care a apărut în 2000 în National Geographic. And I'm going to show you everything on this one-page article. Și vă voi arăta tot ce este pe acest articol de o pagină. They had a picture of these six bones and a piece of jaw. Aveau această imagine cu șase oase și o bucată de mandibulă. And they said this. Și au spus asta. Este greu ca cineva să poată creiona o imagine realistă a primilor hominizi. De aceea, revista National Geographic a pornit în căutarea unui talent. Patru artiști au primit câteva fosile de femeie de 2 milioane de ani, fosile de Homo habilis. Din aceste bucățele de dovezi, ei trebuie să dea o formă clară din carne și oase a hominidului, căruia îi aparțineau fragmentele respective. So here's the assignment. Deci asta este tema. We want you to draw a complete skeleton. Vrem să desenezi un schelet complet. And then we want you to draw a picture of what the creature looked like. Și apoi să faci un desen despre cum arăta de fapt acea creatură. When it had muscles and skin and hair. Când avea mușchi și piele și păr. The article continues. Articolul continuă. Fiecare artist va avea 2 săptămâni cu oasele înainte ca acestea să fie trimise mai departe la următorul, declara coordonatorul Chris Hanna. Cercetarea depinde absolut de fiecare artist, de aceea fiecare lucrare arată așa diferit. Nu poate fi un singur mod de realizare a desenului. There's no one way to draw her. Nu există doar un singur mod prin care să o desenezi. That's significant. E semnificativ, e important. They conclude. Ei au concluzionat până la urmă. Paleontologii au evaluat rezultatele. Intrigat de cele 4 lucrări diferite, departamentul de artă a invitat pe artiști să picteze versiuni deja realizate pe baza rezultatelor oferite de consultanți. I have another question. Mai am o altă întrebare. How will that help? Cum va ajuta acest lucru? Because the paleontologists don't have any more fossil evidence than the artists. Pentru că paleontologii nu au cu nimic mai multe dovezi ca și decât artiștii. And they're not as good at art. Și ei nu sunt la fel de buni la desenat, la artă. Would you like to see what they drew? Vreți să vedeți ce au desenat?
Well, even if you don't, I'm going to show you. Chiar dacă nu vreți, o să vă arăt. Because this is very educational. Pentru că e foarte educativ. Now let's start with the head. Hai să începem cu capul. All they have from the head is a piece of jaw. Tot ce au din cap este o bucată din maxilarul inferior. And remember, și amintiți-vă, there's no one way to draw her. Nu există doar un singur mod prin care ai putea să-l desenezi. So let's look at what they drew. Deci haideți să vedem ce au desenat. Ape-like head. Cap ca de maimuță. More human-like. Un pic mai uman. Ape-like. Din nou ca și maimuța. Ape-like. Ca și maimuța. But they're all different. Dar toate arată diferit. Now, before I show you the rest of the body, I need to remind you of two facts. Acum, înainte să vă arăt restul corpului, trebuie să vă reamintesc două fapte. The first fact, primul lucru, is that they only had six bones. Este că aveau doar șase oase. But there are 207 bones in the human body. Dar sunt 207 oase în corpul uman. But notice the bones. Dar fiți atenți la oase. They're not complete bones. Nu sunt oase complete, întregi. They're bone fragments. Sunt fragmente de oase. So the artists are going to have to guess. Deci artiștii va trebui să ghicească. How long was the bone? Cât de lung a fost de fapt acel os când a fost întreg? The second fact I need to remind you. Al doilea lucru pe care trebuie să vi-l amintesc. Is that humans have an arm to leg ratio of 3/4 to 1. Este că oamenii au un raport de 3-1 între brațe și picioare. So our hands come to the middle of our thighs. Deci mâinile noastre vin până la mijlocul coapselor. But apes have much longer arms. Dar maimuțele au niște brațe mult mai lungi. If they could stand up completely straight, dacă ar putea să stea complet drept, their hands would come to their knees. Brațele lor ar ajunge până la genunchi sau mai departe. So they all had the same fossil evidence. Deci toți aveau exact aceleași dovezi. Let's see what they drew. Să vedem ce au desenat. Human length arms? Mâini de lungimea omului. Ape length arms? Mâini de lungimea unei pentru o maimuță. Human length arms? Ca la om. With curved hands? Cu mâini încovoiate. Make it look like it lives in a tree? Să pară ca și când ar trăi în copaci. And this one's in a tree. Și acesta chiar este într-un copac. And those arms are looking pretty long. Și acele brațe par să fie destul de lungi. This is not science. Asta nu este știință. This is art and imagination. Asta este artă și imaginație. And National Geographic is read all over the world. Și National Geographic este citit prin toată lumea. The next year, Daniel Lieberman, who is a prominent evolutionist, anul următor, Daniel Lieberman, care este un evoluționist preeminent, published a technical article in Nature. A publicat un articol tehnic în revista Nature, which is published in Great Britain. Care este publicat în Marea Britanie. And he said this. Și a spus acest lucru. Până acum câțiva ani, istoria evoluției speciei noastre a fost considerată rezonabil de clară. Well, I would disagree with that statement just on the evidence that I've presented here. E bine, aș putea să fiu în dezacord cu acest enunț doar pe baza dovezilor prezentate aici. But he goes on. Dar el continuă. Dar în ultima vreme, confuzia a început să testeze arborele evoluției și această confuzie este în creștere. They're getting more confused over time. Ei devin mult mai confuzi în timp. And look at his chart. Și haideți să ne uităm la graficul lui. Down the left side you have the millions of years. În stânga avem milioanele de ani. The bold bars are the fossils. Fossil evidence. Aceste linii groase sunt dovezile găsite în colecțiile de fosile. And then you see all these lines with question marks. Și apoi vedem toate aceste linii cu semne de întrebare. There's no fossil evidence for those. Nu există dovezi în colecția de fosile pentru acelea. So let's remove those so that we can see the fossil evidence clearly. Deci haideți să le scoatem de acolo ca să vedem clar ce este în colecția de fosile. And that looks like different kinds of creatures have always been different kinds of creatures. Și aici apar de fapt diferite feluri de vietăți, de ființe, diferite familii de ființe. Totdeauna au fost diferite familii de ființe. In 2006, an article appeared. În 2006 a apărut un articol. In Lucy's baby, an extraordinary fossil. Copilul lui Lucy, o fosilă uimitoare. And they showed us what they found. Ne-au arătat ce au găsit. The fossils are the orange. Fosilele sunt cei reprezentat cu portocaliu. White is imagination. Ce este cu alb este imaginație. And they told us what they found. Și ne-au spus ce au găsit. They found shoulder blades and neck vertebrae like a gorilla. Au găsit omoplați și vertebră cervicală ca la o gorilă.
inner ear canals like an ape. Canalele urechii interne similar cu cea a maimuțele. Long curved finger like an ape. Degete lungi și curbate ca la o maimuță. But now look at the drawing. Uitați-vă la desen. They've made it human length arm. Au făcut niște arme, niște brațe de lungim omenești, de lungim de om. But the only evidence they have from the arm. Dar singura dovadă pe care o au din brațe is that finger and a little bit of the upper arm bone. Este acel deget și o parte din antebrațul, din brațul superior. They found a voice box like a chimpanzee's. Au găsit un laringe ca la chimpanzei. And cranial capacity. Și dimensiunea craniului. So all the evidence is ape. Deci toate dovezile ne arată că este vorba despre o primată. But I didn't give you the whole title of the article. Dar nu v-am dat întregul titlu al articolului. It didn't say Lucy's baby a stunning new fossil. N-a spus copilul lui Lucy o fosilă uimitoare. It said a stunning new human fossil. Și a spus că este o fosilă de om nou uimitoare. But all the evidence is ape. Dar toate dovezile ne arată că e vorba de o primată. So they said, should have said a new ape fossil. Deci trebuia să spună că e vorba de o fosilă nouă de maimuță. But if they had said that, dacă ar fi spus așa, there's no reason to publish the article. Nu este niciun motiv pentru care să publici articolul. Because who cares about an ape fossil? Cui pasă de o fosilă de maimuță? So what is this? Deci ce este aici de fapt? It's more ape man deception. Este mai mult vorba despre o decepție a omului maimuță. In one of the leading science magazines in America. Într-una din revistele cele mai proeminente de știință din America. So there never have been any ape men. Deci de fapt nu a existat niciodată un om maimuță. Neanderthal was a true human. Omul de Neandertal a fost un om complet. Piltdown man was a fake. Omul din Piltdown a fost un fals. Nebraska man was a pig. Cel din Nebraska un porc. Australopithecines are apes. Australopithecul maimuță. Lucy's baby is an ape. Copilul lui Lucy, maimuță. And we could talk about Peking man and Java man. Și putem vorbi de omul din Peking sau din Java. And Ida and Hobbit man. Sau Hobbit. And I haven't even memorized the name of the new creatures they found in South Africa. Și nici măcar n-am reținut numele creaturii noi pe care au găsit-o în Africa de Sud. But the evolutionists are already disagreeing with the scientists who found them. Dar deja evoluționiștii nu sunt de acord cu oamenii de știință care au găsit aceste fosile. There is no evidence that man evolved. Nu există dovadă că omul a evoluat. Rather, imagination and art are the key. Mai degrabă cheia este imaginația și arta. And over time they're getting more confused. Și cu trecerea timpului ei devin tot mai confuși. Well, what about the evidence that chimpanzee DNA and human DNA is 98% identical? Dar cum rămâne cu informația conform căreia 98% din ADN-ul de cimpanzeu și cel uman este identic? Well, that evolutionist claim was made by comparing only parts of the genome. Evoluționiștii spun că oricum această comparație s-a făcut prin compararea doar a unor părți ale genomului. On our website at our Answers Research Journal. Pe site-ul nostru în Answers revista Answers Research, which are technical articles, unde sunt articole tehnice. A geneticist who is a creationist looked at the whole genome for the chimp and the human. Un genetician creaționist a uitat la întregul genom al cimpanzeului și al omului. And he found only 70% similarity. Și a găsit o asemănare doar în proporție de 70%. And we also have a shorter article for non-scientists to read. Și avem și un articol mai scurt pentru oameni care nu sunt oameni de știință. Well, what does the Bible say? Ce ne spune Biblia? Well, the Bible is very clear. Biblia e foarte clară. Man was supernaturally created and is unique from all other creatures. Omul a fost creat în mod supranatural și este unic față de orice altă creatură. And before I show you that, I want to read to you a quote by a very famous Christian leader. Și înainte să vă arăt asta, vreau să vă citesc un citat de la un lider creștin foarte cunoscut. He had a worldwide ministry. El a avut o slujire în toată lumea. I have a number of his books in my library that have been very helpful to me. Am multe cărți din cărți de ale lui în biblioteca mea și mi-au fost foarte utile. He was a godly pastor. A fost un pastor dumnezeiesc. But he was wrong on this subject. Dar a greșit în legătură cu acest subiect. And we have some things we can learn from what he said. Și avem câteva lucruri de învățat din ceea ce el a spus. His name is Dr. John Stott from London. Numele lui este Dr. John Stott din Londra. He said this. Și el a spus asta.
Pare perfect posibil să reconciliem istoricitatea lui Adam cu cel puțin o parte teistă a teoriei evoluției. Mulți creștini biblici procedează așa și credem că nu sunt total incompatibili. First thing I want to say is this. Primul lucru pe care vreau să-l spun este următorul. The fact that many biblical Christians, including Christian leaders, believe something. Faptul că mulți creștini, inclusiv lideri creștini, cred ceva. Doesn't mean it's true. Nu înseamnă că este adevărat. We need to check things against the word of God. Trebuie să verificăm lucrurile în cuvântul lui Dumnezeu. Christians can make mistakes. Creștinii pot să facă greșeli. Christian leaders make mistakes. Liderii creștini pot să facă greșeli. In fact, the only human being who never made a mistake. De fapt, singurul om care n-a greșit niciodată. Is the Lord Jesus Christ. Este Domnul Iisus Hristos. Every other Christian leader makes mistakes. Fiecare alt lider creștin face greșeli. Dr. Stott goes on. Domnul Stott continuă și spune: a afirma istoricitatea unei perechi originare care a păcătuit prin neascultare este un lucru. Now, Dr. Stott did believe that the first two humans sinned through disobedience. Deci Dr. Stott a crezut că primii doi oameni au păcătuit prin neascultare. I'm thankful for that. Și sunt mulțumitor pentru asta. But then he goes on. Dar apoi continuă și spune: este altceva să negi toată evoluția și să susții creația specială și separată a lucrurilor, incluzând atât creaturile subumane cât și trupul lui Adam. But I ask, why is it another thing? Dar eu întreb, de ce este altceva? Chapter 3 of Genesis clearly says the first two humans sinned through disobedience. Capitolul 3 din Geneza spune foarte clar că primii doi oameni au păcătuit prin neascultare. But as I showed yesterday, Genesis 1 says God created different kinds to reproduce after their kind. Și cum am arătat ieri, în Geneza 1, Dumnezeu a creat diferite feluri, familii care se reproducă conform felului lor. And as we'll see in a moment, Genesis 2 and 3 teaches. Și după cum vom vedea într-un moment, Geneza 2 și 3 ne învață. That God created Adam and Eve distinct from the other creatures. Că Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva în mod distinct față de celelalte creaturi. He goes on to say this. El continuă și spune asta. Sugestia, pentru că nu poate fi mai mult decât atât, nu mi se pare a fi în contradicție cu Scriptura și astfel imposibil că atunci când Dumnezeu a creat omul după chipul său, să fi marcat imaginea sa pe unul din cei atât de mulți hominizi care parcă au trăit în acea vreme. Vorbind cu ezitare ca unul care nu este om de știință, Stott vrea să arate că înclină spre ideea de hominizi pre-adamici, care nu se puteau deosebi anatomic vorbind de omul modern, dar care nu purtau chipul lui Dumnezeu. I wish that Dr. Stott had paid his careful attention to Genesis 2 and 3. Aș fi vrut ca doctorul Stott să fi fost foarte atent la pasajele astea din Geneza 2 și 3. As he did to other parts of the Bible when he wrote his very helpful books. Așa cum a făcut când s-a uitat la alte zone ale Bibliei când a scris cărțile lui foarte utile. Because if he had, he would have never made that suggestion. Pentru că dacă ar fi făcut asta, n-ar fi făcut astfel de sugestie. That idea is both unbiblical and unscientific. Această idee este atât nebiblică cât este și neștiințifică. It's unscientific because there's no way you can look at any fossils and determine whether that creature had the image of God. Este neștiințific pentru că nu există niciun loc în colecția de fosile unde ai putea să te uiți să verifici dacă acea creatură avea imaginea lui Dumnezeu. The image of God is non-physical. Imaginea lui Dumnezeu nu este fizică. It's not preserved in the fossil record. Și nu este prezervată, nu este păstrată în colecția de fosile. But that idea is also unbiblical. Dar această idee este de asemenea și nebiblică. Because there's no biblical evidence that God made creatures just like us. Pentru că nu există niciun fel de dovezi biblice cum că Dumnezeu ar fi creat creaturi exact ca noi. Who didn't have the image of God. Care n-au avut imaginea lui Dumnezeu. So let's look at the evidence that man was created supernatural. Deci haideți să ne uităm la dovezile cum că omul a fost creat în mod supranatural și este unic față de toate celelalte creaturile. In Genesis 1 we read that man was created in the image of God. În Geneza 1 citim că Dumnezeu a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Both male and female. Parte bărbătească și parte femeiască. And by the way, și apropo, God only made two genders. Dumnezeu a făcut doar două genuri. Male and female. Bărbat și femeie. And we are male or female at conception. Și suntem bărbați sau femeie la concepție. It's determined by the genetic code. Lucrul ăsta este determinat de codul genetic. And man is the only one who's made in the image of God. Și omul este singurul făcut după chipul lui Dumnezeu.
And then in Genesis 2:7 we read about the creation of Adam. Apoi în Geneza 2:7 citim despre crearea lui Adam. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. So we can diagram this sentence and compare it to what Dr. Stott has suggested. Deci putem să facem o diagramă din această propoziție și să o comparăm cu ceea ce a prezentat doctorul Stott. The Bible says that God made man. Dumnezeu spune că Biblia spune că Dumnezeu a făcut omul. He added the divine breath. A adăugat o suflare divină. And that became a living soul, or you could translate that living creature. Și a devenit un suflet viu, sau poți să spui o ființă vie. Now those words, living creature or living soul, are a translation of two Hebrew words. Aceste cuvinte, ființă vie sau suflet viu, sunt traduse din cuvinte ebraice, evreiești. Nefesh chaya. Nefesh chaya. Nefesh is the word translated soul or creature or being, depending on context or translator's preference. Nefesh este un cuvânt tradus ca și viețuitoare, ființă sau suflet, depinde de preferința traducătorului. And chaya is the adjective form of the verb to live. Și chaya este forma adjectiv a verbului a trăi. Now what's significant is that those same two Hebrew words, ceea ce este semnificativ că aceste două cuvinte evreiești, ebraice, are used in Genesis 1, Genesis 2 and Genesis 9, sunt folosite în Geneza 1, 2 și 9, to refer to sea creatures, land animals and birds. Pentru a se referi la creaturi ale mărilor, păsări și creaturi de uscat. They are also living creatures. De asemenea, toate sunt ființe vii. They're not made in the image of God. Nu sunt făcute în imaginea lui Dumnezeu. But the Bible uses the exact same words. Dar Biblia folosește în ebraică exact aceleași cuvinte. So God made man, he added the divine breath and that became a living creature. Dacă omul a creat un om, i-a adăugat o suflare divină și el a devenit o ființă vie. Paul says the same in 1 Corinthians. Pavel spune la fel în 1 Corinteni. God made man, the first man, Adam, became a living soul. Dumnezeu l-a creat prima dată pe omul dintâi, pe Adam, și acesta a fost făcut un suflet viu. Now contrast that with what Dr. Stott and a growing number of other evangelical scholars are suggesting. Acum haideți să comparăm asta cu ceea ce a spus doctorul Stott și ceea ce spun și alți savanți teologi în ziua de azi. God took a living creature, Dumnezeu a luat o ființă vie, which had evolved a body like what he wanted for a man, pentru care a fost evoluat un trup, așa cum vrea Dumnezeu să fie pentru om. He added the divine breath, a adăugat o suflare divină, and that became man. Și atunci acesta a devenit om. But that is the opposite of what the Bible says. Dar asta este opus la ce spune Biblia. In English, în engleză, or Romanian, sau românește, or Russian, sau în rusă, or Arabic, sau în arabă, or Hebrew, sau în ebraică. God did not take a pre-existing creature and change it into man. Dumnezeu nu a luat o creatură care deja a existat și a transformat-o în om. That view is impossible. Această viziune este imposibilă. If we're going to pay attention to what the Bible says. Dacă suntem atenți la ce spune Biblia. But Genesis 3 also confirms this. Geneza 3 de asemenea ne confirmă acest lucru. After Adam sinned, după ce Adam a păcătuit, God said, "You came from the dust, and to dust you shall return." Dumnezeu a spus că din țărână ești și în țărână te vei întoarce. And later verses say that we all will return to dust. Și apoi mai târziu un verset spune că noi toți ne vom întoarce în țărână. Because Adam was made literally from the dust. Adam a fost făcut în mod direct, clar, din țărână. Well, God gave Adam an assignment. Dumnezeu i-a dat o misiune lui Adam. To name animals. Să dea nume animalelor. And in the process, Adam realized that he was all alone. Și în acest proces Adam a realizat că el este singur. And so God put Adam to sleep. Atunci Dumnezeu l-a adormit pe Adam. And God took the rib from Adam. Și Dumnezeu a luat coasta din Adam. And he made it into a woman. Și a transformat-o într-o femeie. And he brought her to the man. Și a adus-o omului. Now in this case Eve was made from a pre-existing living creature. În acest caz Eva a fost făcută dintr-o ființă preexistentă, ființă vie. Adam. Adam. But there's no way you can harmonize this verse with evolution. Dar nu ai nicio cale prin care să armonizezi acest verset cu evoluția. This is describing supernatural surgery. Aici e vorba despre o operație supranaturală. Genesis says Eve is the mother of all the living.
Geneza ne spune că Eva este mama tuturor celor vii. And 1 Corinthians says Adam was the first man. Și în 1 Corinteni spune că Adam a fost primul om. So there were no people before them. Deci nu au existat oameni înaintea lor. Everybody has descended from them. Toți se trag din el. Everybody. Toți, toată lumea. And it doesn't matter what your skin color is. Și nu contează ce culoare are pielea ta. Because in fact, we all have the same skin color. Pentru că de fapt toți avem aceeași culoare a pielii. It's a pigment in our skin called melanin. Este un pigment din pielea noastră numit melanină. And some people have DNA information that says just make a little bit of melanin. Și unii au informații în ADN-ul lor care spune produs doar puțină melanină. And we call those people white people. Și acelor oameni le spunem oameni albi. But they're not really white. Dar nu sunt de fapt albi. They're just light brown. Doar că sunt maro deschis. And some people have DNA information that says make lots of melanin. Și alții au informație în ADN care spune produ multă melanină. And we call those people black people. Și acelora le spunem negri. But they're not really black. Dar nu sunt de fapt negri. Look carefully. Uitați-vă cu atenție. They're just dark brown. Doar că sunt maro închis. So there's no basis for racism. Deci nu există nicio bază pentru rasism. But many Christians are racist. Cu toate astea, mulți creștini sunt rasiști. Because they don't have a biblical view of human origins. Nu au o viziune biblică asupra originilor oamenilor. Now, because of the civil rights movements in our country and other countries. Acum din cauza mișcărilor pentru drepturile omului din țara noastră și din alte țări. Most evolutionists are not racist. Și majoritatea evoluționiștilor nu sunt rasiști. But the evolutionary diagrams are Dar racist. Diagramele evoluționiste sunt rasiste. I could give you many examples. Pot să vă dau multe exemple. But look at this one from the Discovery TV channel. Dar uitați-vă la acesta de pe canalul TV Discovery. The skin gets lighter and the last one is a Caucasian. Culoarea devine tot mai deschisă, iar ultimul este caucazian. That's inherently racist. Această reprezentare este în mod clar rasist. But the Bible's very clear, there's only one race. Dar Biblia este foarte clară și spune că există o singură rasă. There are different people groups, different languages. Există grupe de oameni diferite, există limbi diferite. They're the result of the Tower of Babel. Și acestea sunt rezultatul evenimentelor de la turnul Babel. When God took the people that all spoke the same language Noah spoke. Când Dumnezeu i-a luat pe toți oamenii care vorbeau aceeași limbă pe care vorbise Noe. And he supernaturally created new languages. Și în mod supranatural a creat noi limbi. And the Bible says he divided the people according to their families. Și Biblia spune că i-a despărțit pe oameni conform familiilor lor. And so he broke up the gene pool of the human population. Așa că a rupt în bucăți bazinul genetic al populației umane. And as a result of that, they produced distinctive qualities of different people groups. Și ca un rezultat s-au format calități diferite a diferitelor grupuri de oameni. So there's only one race. Deci există o singură rasă. And the next time you fill out a census for the Romanian government, și data viitoare când completezi un formular către guvernul României, just put other, Adam's race. Dar pune altceva, rasa lui Adam. So we talk about mongoloids, negroids, Caucasian, Cro-Magnon, Homo erectus, Neanderthal. Deci noi vorbim despre mongoloid, negroid, caucazian, Cro-Magnon, Homo erectus, Neanderthal. Those are just different human labels. Sunt doar diferite etichete puse oamenilor. But they're all descended from Noah and his family. Dar de fapt toți sunt descendența lui Noe și familia lui. Who descended from Adam and Eve. Care sunt descendența lui Adam și Eva. And how did they get from the Tower of Babel all over the world? Și cum au ajuns de la turnul Babel peste tot prin lume? Well, in most cases they could walk. În bine, în cele mai multe cazuri au putut doar să umble. And their great great grandfather was Noah. Și stră-stră bunicul lor a fost Noe. So they knew how to build boats to get to Australia. Așa că știau cum să construiască bărci ca să ajungă în Australia. So when we really look carefully at the evidence. Deci atunci când ne uităm cu atenție la dovezi. The evolutionary view doesn't fit the facts. Viziunea evoluționistă nu se potrivește cu faptele dovedite. But what we see from the fossils, from the DNA. Dar ceea ce vedem de la fosile până la ADN. Is that the Bible is true. Este că Biblia este adevărată. Well, so what? E bine, și ce dacă? Does it really matter? Chiar contează asta? Yes, it does. Da, contează. A few years ago, the London Zoo opened a new exhibit. Cu câțiva ani în urmă, grădina zoologică din Londra a deschis o expoziție nouă. They had people in a cage next to an ape cage. Avea oameni într-o cușcă, lângă o cușcă cu maimuțe.
And they were dressed in swimming suits with fig leaves tied onto their swimming suits. Erau îmbrăcați în costume de baie cu frunze de smochin legate de costumul de baie. And you can still see this on YouTube. I just checked the other day. Și poți să vezi asta în continuare pe YouTube, chiar am verificat ieri. And they're having a lot of fun. Și se distrează. They're pretending like they're picking bugs out of the hair like apes do. Se prefac că își scot gândași din păr așa cum fac maimuțele. And a spokesperson for the zoo said this. Și un prezentator, un purtător de cuvânt al grădinii zoologice spune acest lucru. Purtătoarea de cuvânt a grădinii zoologice din Londra, Polly Will, spune: observând oameni într-un mediu diferit, printre alte animale, putem învăța că oamenii sunt de fapt doar niște primate. So humans are just another primate. Deci omul este doar o altă primată. Well, we keep primates in zoos all their lives. E noi ținem primate în grădini zoologice toată viața lor. Is it okay to keep a human in a zoo all his life? E okay să ții un om într-o grădină zoologică toată viața lui? That actually happened. Chiar s-a întâmplat acest lucru. A man named Oda Benga from the Belgian Congo. Un om numit Oda Benga din Congoul belgian. A little pygmy African. Un pigmeu african. Was sold into slavery by another African tribe. A fost vândut ca sclav de către un alt trib african. He was then sold to an American white explorer. Apoi a fost vândut unui explorator alb american. Who brought him to the United States and sold him to the New York Bronx Zoo. Care l-a dus în Statele Unite și l-a vândut la grădina zoologică din Bronx din New York. Where he was placed in the orangutan cage to live 24 hours a day, 7 days a week. Unde a fost plasat într-o cușcă de orangutan unde a trăit 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. That was in 1904. Asta a fost în 1904. African American pastors immediately protested. Niște pastori afroamericani au protestat imediat. After a year they let him out of the cage during the day, but he had to sleep with the apes at night. După un an l-au lăsat afară în timpul zilei din cușcă, dar trebuia noaptea să doarmă din nou în cușcă cu maimuțele. Finally, after 2 years, they let him out. În cele din urmă, după 2 ani, l-au lăsat afară. He was taken into the care of Christians. Și a fost luat în grija creștinilor. He was led to faith in Christ. A fost condus la credință în Hristos. But he was working in a factory when it was all just too much for him. Dar lucra într-o fabrică și la un moment dat a fost totul prea mult pentru el. And he committed suicide. Și s-a sinucis. But what's wrong with that? Da, care e problema? If man is just another primate. Dacă omul este doar o altă primată. What's wrong with it is man is not a primate. Dar care e problema cu asta dacă omul totuși nu este o primată? Man is made in the image of God. Omul este făcut în imaginea lui Dumnezeu. And so if Adam is in your ancestry, și așa că dacă Adam este unul dintre strămoșii tăi, that means that God makes the rules. Asta înseamnă că Dumnezeu face regulile. And it's not a matter of your opinion or my opinion. Și nu e nu e vorba de opinia ta sau de opinia mea. Or a majority vote in your parliament or my congress. Sau de votul majoritar în parlamentul tău sau în congresul meu. Or a majority vote in your supreme court or my supreme sau court. Sau votul majoritar din curtea supremă a ta sau de la curtea supremă din țara mea. God makes the rules. Dumnezeu face regulile. And God says life begins at conception. Și Dumnezeu spune că regulile, că viața începe la concepție. And therefore abortion is murder. Și de asta avortul este crimă. We've killed 56 million babies in America through abortion. Noi am omorât 56 de milioane de copii prin avort. That's wrong. E greșit. And God is the author and giver of life. Și Dumnezeu este autorul și cel care dă viața și cel care ia viața. And therefore euthanasia and assisted suicide is wrong. De asta eutanasia și sinuciderea asistată este greșită. And God made a man and a woman. Și Dumnezeu a făcut un bărbat și o femeie. And he created the first marriage. Și a creat prima căsnicie. And he intended it to be for life. Și intenția lui a fost să fie pe viață. And therefore adultery. Și de asta adulterul. And fornication. Și preacurvia. And rape. Și violul. And pornography. Și pornografia. And homosexuality. Și homosexualitatea. Is wrong. Este greșit. Because God made the rules. Pentru că Dumnezeu a făcut regulile. But if an ape is in your ancestry, dar dacă o maimuță este strămoșul tău, then it's the law of the jungle. Atunci e vorba de legea junglei. It's the survival of the fittest. Este supraviețuirea celui mai puternic. You can just make your own rules. Și poți să-ți faci propriile reguli. So, deci, if you have a banana that I want, deci dacă tu ai o banană pe care eu o vreau, and I'm stronger than you, și eu sunt mai puternic decât tine, I can take your banana. Poți să-ți iau banana.
Or if you have a woman I want. Sau dacă tu ai o femeie pe care eu o vreau. And I'm stronger than you. Și eu sunt mai puternic decât tine. I can take your woman. Pot să-ți iau femeia. Or if I'm a businessman and I see your company and I want it. Sau dacă eu sunt un om de afaceri și văd că tu ai o companie pe care eu o vreau. And I'm stronger than you. Și eu sunt mai puternic ca tine. Or I cheat or lie. Sau trișez sau mint. I can take your company. Pot să-ți iau compania. It's the survival of the fittest. Este supraviețuirea celui mai puternic. That just leads to moral chaos. Și asta duce la un haos moral. There's another reason this matters. Este un alt motiv pentru care acest lucru contează. And the American Atheist Organization understands this better than a lot of Christians. Și organizația ateilor americani înțelege acest lucru mai bine decât mulți creștini. Listen to what they said in a web article a few years ago. Ascultați ce au spus ei într-un articol de pe internet cu câțiva ani în urmă. Neexistența lui Adam și al Evei înseamnă lipsa nevoii unui mântuitor. Mai înseamnă că Biblia nu poate fi luată ca și sursă de adevăr literal neambigu. Este complet lipsită de încredere pentru că totul începe cu un mit și se construiește pe acesta. Necăderea omului înseamnă lipsa de nevoie pentru ispășire și de mântuitor. If there was no Adam and Eve, dacă nu a existat un Adam și o Eva, then the whole Bible is a myth. Atunci întreaga Biblie este un mit. The gospel is a myth. Evanghelia este un mit. And when Jesus was asked a question about divorce, și când Iisus a fost întrebat despre divorț, in Mark 6 he said this. Marcu 6 a spus acest lucru. Dar de la începutul lumii Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. And then Jesus quoted from Genesis 1 and Genesis 2. Și apoi Iisus a citat din Geneza 1 și Geneza 2. Jesus believed in Adam and Eve. Iisus a crezut în Adam și Eva. So if Genesis is not real history, deci dacă Geneza nu este istoria adevărată, then Jesus was wrong. Atunci Iisus a greșit. And he can't be our savior. Și atunci nu poate fi mântuitorul nostru. Paul said this. Pavel a spus următorul lucru. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia prin Adam. So, Paul believed in Adam. Deci Pavel a crezut în Adam. And if Genesis is not real history, și dacă Geneza nu este istoria adevărată, then Paul was wrong and the gospel is false. Atunci Pavel s-a înșelat și Evanghelia este falsă. But the truth is, Adam really did live. Dar adevărul este că Adam a trăit cu adevărat. And the truth is, Jesus really was right. Și adevărul este că Iisus chiar a avut dreptate. And so was Paul. Și la fel și Pavel. Another evolutionist said this. Un alt evoluționist a spus următorul lucru. Există o imagine foarte populară legată de evoluția omului pe care o vei găsi peste tot. În stânga imaginii este o maimuță, în dreapta un om. Între cei doi este o succesiune de figuri care seamănă mai degrabă cu oamenii. Progresul nostru de la maimuță la om arată atât de lin, atât de ordonat. Există o imagine atât de înșelătoare încât chiar și experții sunt sceptici în a o încuvința. Dar nu este altceva decât o iluzie. So that, my friends, is deci asta, an illusion. Prietenii mei, este o iluzie. It's worse than an illusion. Este mai rău decât o iluzie. It's a deception. Este o decepție. Because it leads people to think that they're just an animal. Pentru că îi conduce pe oameni la a gândi că sunt doar un animal. Descended from some other animal. Care provine dintr-un alt animal. Which over millions of years descended from a bacterium. Care în timp de milioane de ani a provenit dintr-o bacterie. Which popped into existence by chance. Care a apărut pur și simplu în existență prin șansă, din întâmplare. On an earth that formed by chance. Pe un pământ care s-a format din întâmplare. Around a sun that's formed by chance. În jurul unui soare care a apărut din întâmplare. As a result of a big bang that happened by chance. Care este rezultatul unei mari explozii al Big Bang-ului care a apărut din întâmplare, care s-a format din întâmplare. And so people believe that when they die they'll be dead. Așa că oamenii cred că atunci când vor muri, vor fi morți. There's no life after death. Nu există viață după moarte. There's no judgment day. Nu există ziua judecății. There's no God to whom they are morally responsible. Nu există niciun Dumnezeu față de care ești responsabil din punct de vedere moral. But it's a deception. Dar este o decepție. And Paul, the apostle Paul was talking to the intelligentsia of his day. Și apostolul Pavel vorbea cu oamenii inteligenței vremilor lui. The people, the philosophers in Athens. Filozofii din Atena. And he said this. Și le-a spus următorul lucru. Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să te pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. So we have to decide
who we're going to believe. Deci trebuie să decidem pe cine vom crede. The evolutionists or God. Evoluționiștii sau Dumnezeu. And as Christians we have to decide. Și ca și creștini trebuie să decidem. Are we going to believe what God said? Vom crede ceea ce a spus Dumnezeu? Or what many Christian leaders say who are believing what the science evolutionists say? Sau ceea ce spun mulți lideri creștini care cred ceea ce spun evoluționiștii? So again, I encourage you to take advantage of these resources. Deci din nou vă încurajez să profitați de aceste resurse. And also go to our website. Și de asemenea mergeți la site-ul nostru. Where we have a lot of articles on this subject. Unde avem multe articole pe acest subiect. Thank you for your attention. Vă mulțumesc pentru atenție. Avem două întrebări. Întrebare. Evoluționiștii susțin că omul împărtășește cu primatele 95% din ADN. Cum au ajuns ei la această afirmație? De ce susțin asta? Okay, we already talked about that briefly. Am vorbit pe scurt deja despre acest subiect. And they got to that number because they didn't compare the whole genome. Și au ajuns la această cifră pentru că ei nu au comparat întregul genom. They only compared part of it. Au comparat doar o parte din acesta. That doesn't give you a valid conclusion. Asta nu îți dă o concluzie validă. So, the best I can do is encourage you to go to. Așa că ce pot să fac cel mai mult este să vă încurajez să mergeți la Our website. This is a technical article. Nostru. Acesta este un articol tehnic. Answersingenesis.org. Site-ul este answersingenesis.org. And then click at the top toolbar on Answers Research Journal. Și apoi în meniul de sus mergeți la Answers Research Journal. Or you can use the search engine. Sau puteți folosi motorul de căutare din and site. Then this is a short article. Și aici este un articol scurt. The non-specialist. Pentru nespecialiști. But they just weren't comparing apples and apples. Dar pur și simplu ei nu comparau mere cu mere. They were comparing apples and oranges. Ei comparau mere cu portocale. A doua întrebare este, când cineva spune că știința contrazice credința, cum trebuie să începe argumentația? Science does not oppose faith. Știința de fapt nu se opune credinței. Because science involves faith. Pentru că știința implică credință. You have to believe that the world tomorrow is going to operate exactly the way the world does today. Trebuie să ai încredere în faptul că lumea mâine va funcționa exact așa cum funcționează astăzi. You have to believe that the law of gravity is going to work tomorrow. Trebuie să ai credință că legea gravitației and va funcționa that it și last mâine. Year. La fel cum a funcționat și and that it worked 1,000 years from ago. Și că la fel a funcționat și acum 1,000 de ani. So scientists have a lot of faith. Deci oamenii de știință au multă credință. They have faith in the regularity of the laws of nature. Au o credință în regularitatea legilor naturii. But an atheist has no basis for believing in that. Dar un ateu nu are nicio bază pe care să creadă în acest lucru. Because if the universe is just the result of an accident, pentru că dacă universul este rezultatul unui accident, why should there be any laws of nature? De ce ar exista orice fel de lege ale naturii? The laws of nature, that idea, legile naturii, această idee, and in fact, modern science itself came out of the womb of the Christian worldview. Și de fapt, știința modernă de astăzi a ieșit din pântecele viziunii creștine asupra lumii. All historians of science, even evolutionist ones, will agree that modern science was born within the Christian worldview. Toți istoricii științei și chiar și oamenii de știință vor fi de acord că știința modernă s-a născut în interiorul viziunii creștine asupra lumii. But Christianity is Christian faith is not a blind leap of faith, as Dr. McIntosh said. Dar credința creștină nu este pur și simplu un salt orb în credință. It's not believing what you know is not true. Nu înseamnă că să crezi ceea ce știi nu e adevărat. There's a lot of good evidence to believe that this book is what it claims to be. Sunt multe dovezi care ne arată că această carte este ceea ce pretinde că este. My faith goes beyond my evidence. Credința mea merge dincolo de dovezile mele. But biblical faith is not against reason or evidence. Dar credința biblică nu este împotriva dovezilor. Let me illustrate this way. Sau științei. Haideți să vă ilustrez în felul următor. If I went to the airport, dacă m-aș duce la aeroport,
this next week to fly to Bucharest. Să iau un zbor spre București. And I got to the gate. Și ajung la poartă. And the lady there, și doamna de acolo, had her glasses crooked. Are ochelarii într-o parte. Looked like she'd been drinking alcohol for quite a while. Arată ca și cum ar fi băut alcool multă vreme. And she said, "Well, welcome to our flight." Și mi-ar spune că bine ai venit la zborul nostru. There's the plane. Uite, acolo e avionul. And I look at the plane. Și m-aș uita la avion. And the tires are flat. Și roțile sunt dezumflate. One wing is down. O aripă e jos. Five of the windows are broken. Cinci dintre geamuri sunt sparte. It would be stupidity to get on that airplane. Ar fi o prostie să nu sui în acel avion. That's not faith. Asta nu e credință. That's stupidity. Asta e prostie. But if I did get on the plane, dar dacă m-aș urca în avion, it would be stupid faith. Ar fi o credință prostească. I would be putting 100% of my body into that plane. Mi-aș pune 100% din corpul meu în acel avion. But no amount of faith in that plane is going to get me to Bucharest. Dar nicio cantitate de credință în acel avion nu mă va duce până la București. But what happens next Friday? Dar ce se întâmplă vinerea viitoare? I know what will happen. Știu ce se va întâmpla. I will go and there will be a really nice lady. O să mă duc și să fie o doamnă foarte drăguță, foarte drăguță îmbrăcată. And she says, "Welcome to our flight to Bucharest." Și va spune, "Bine ai venit la zborul nostru spre București." And I'll look at the plane. Și o să mă uit la avion. And it'll be a nice 737 Boeing. Și o să fie un Boeing 737 drăguț. And I'll get on the plane. Și mă voi sui în avion. And the seats will all be nice. Și toate scaunele vor fi frumoase. And the pilot will greet me. Și pilotul mă va saluta. And I'll commit 100% of my body to the plane. Și o să-mi dedic 100% din trupul meu acelui avion. Now I don't know very much about airplanes. Eu nu mă pricep foarte bine la avioane. I don't know very much about thermodynamics or aerodynamics. Nu știu prea multe nici despre termodinamică, nici despre aerodinamică. But I have enough evidence to know that that plane will get me to Cluj. Dar am suficiente dovezi ca să știu că acel avion mă va duce la București. So putting my faith in that plane is not stupid faith. Deci să-mi pun credința în acel avion nu este o credință prostească, stupidă. It's very reasonable faith. Ci este o credință rezonabilă. And so trusting in the Bible is like getting in a brand new airplane. Deci să am încredere în Biblie este ca și când m-aș sui într-un avion nou. I don't have answers to all of my questions about the world and even about the Bible. N-am toate răspunsurile la întrebările mele legate de lume sau nici măcar legate de Biblie. But I know enough to know that this book is trustworthy. Dar știu suficient ca să-mi dau seama că această carte este de încredere. Încă o întrebare, cât de vechi este atunci Pământul aproximativ? The age of the earth is vârsta pământului este. The age of the earth cannot be known scientifically. Vârsta pământului nu poate să fie cunoscută în mod științific. Because any scientific method that you would use to date the age of the earth. Pentru că orice metodă științifică pe care ai folosit-o pentru a data vârsta pământului would be based on assumptions about the unobserved past. S-ar baza pe niște presupuneri despre trecutul neobservabil. You could look at any physical process changing today. Te poți uita la orice proces fizic care se schimbă în ziua de astăzi. The amount of salt going into the oceans every year. Cantitatea de sare care curge în ocean în fiecare an. The amount of helium escaping into the atmosphere from radioactive decay. Cantitatea de heliu care se eliberează în atmosferă în urma înjumătățirilor radioactive. The amount of decay of radioactive isotopes. Cantitatea înjumătățirilor izotopilor radioactivi. Those could all be used as clocks. Toate astea ar putea fi folosite ca și ceasuri. But you would be making an assumption that the rate of change you see today. Dar ar trebui să faci o presupunere că rata schimbărilor pe care le vezi în ziua de azi has always been the rate throughout history. Întotdeauna de-a lungul istoriei s-a păstrat la aceeași rată. And you would have to make some assumptions about the initial conditions. Și ar trebui să faci niște presupuneri legate de condițiile inițiale. So no scientific method will ever be able to tell us the true age of the earth. Deci nicio metodă științifică nu ți-va putea spune vreodată vârsta reală a pământului. The only way we can know is if there was an eyewitness who was there when the earth was made. Singurul mod în care putem să facem asta este dacă este un martor ocular care a fost acolo la momentul creației. And that eyewitness
is the one who wrote the Bible. Și acel martor ocular este cel care a scris Biblia. The creator himself. Însuși creatorul. And he's told us that Adam was made on the sixth day of history. Și el ne-a spus că Adam a fost făcut în a șasea zi a istoriei. And in Genesis 5 he tells us how long it was from Adam to Noah. Și în Geneza 5 ne spune cât a durat de la Adam până la Noe. And in Genesis 11 he tells us how long it was from Noah to Abraham. Și în Geneza 11 ne spune cât timp a trecut de la Noe la Avram. And that was about 2,000 years. Și asta a fost aproximativ 2000 de ani. And then there are several verses in the Old and New Testament that help us figure that Adam was, that Abraham was about 2,000 BC. Și există câteva versete din Vechiul și din Noul Testament care ne dau ocazia să tragem concluzia că Avram a fost aproximativ la în anul 2000 înainte de Hristos. So the age of the earth is about 6,000 years. Deci vârsta pământului este de aproximativ 6000 de ani.